După un divorț care s-a lăsat cu lacrimi amare, Cristina Spătar a căzut la pace cu fostul soț Alin Ionescu. Și asta de dragul copiilor, Albert și Aida. Alin își face datoria ca părinte, ne-a spus nouă Cristina. Și chiar dacă nu și-a refăcut viața sentimentală, cântăreața și-a schimbat lucrul. Oare îi va aduce mai mulți pretendenți? Hai să vedem! M-am tuns. În prima fază m-am tuns singură și după aia am venit la salon. Singură tu așa ai băgat foarte ca el. Te-ai lăsat inima pe tine. Da, așa fac de ani de zile. Eu o tuns și pe Aida, eu o tuns și pe Albert. Când eram puștoaică, tundeam pe toată lumea. O stilistă de venire. Știu să fac de toate. Știu să gătesc, știu să tun, să machiez, să fac de toate. E foarte în vogă tunsoarea asta pe drept. Așa și am zis, mă tuns. Cristina Spătar a lăsat în urmă necazurile din căsnicie. A făcut pace cu fostul soț de dragul copiilor. Tatăl ce face? Îi mai ajută și el? Îi vizitează tatăl lor? Tatăl lor, da, să știi că se ocupă. Da, e un tată bun, se ocupă, da. Le aduce așa, eu știu, cadouri? Le aduce de toate, îi duce dimineața la școală, eu îi iau după amiază, deci ne înțelegem, colaborăm pentru binele lor. Totul e în regulă. Albert și Aida sunt tare ocupați. Fiecare are lecții de făcut, iar părinții le sunt mereu alături. Albert este în clasa a doua și Aida este în grupa mare, la grădiniță. Și suntem foarte încântați și Aida de grădiniță, de ghiozdănel, de tot ceea ce se întâmplă la început de an școlar. Îl ajutăm la teme și eu și Bona mă ajută. E normal să te implici pentru că copiii au foarte multe teme și sunt foarte solicitați și atunci e normal la rândul nostru să ne implicăm și să încercăm să le dăm o mână de ajutor. În plus, Cristina își vede și de cariera muzicală și de afaceri. Nu e chiar așa simplu să fii mamă singură. Am avut nunți, petreceri, știi că eu cânt și folclor și muzică ușoară și cu dansatoarele mele. Am avut un număr de concerte care pe mine, spun sincer, mă ridică moral. Mă preocup să deschid atelierul acela de care ți-am povestit, un magazin vestimentar, și sper la sfârșitul lunii ăsteia să se întâmple și lucrul ăsta.